Imediat după aflarea rezultatului votului pentru noua componență a Parlamentului European, au început și negocierile pentru formarea noilor grupuri parlamentare, precum și calculele matematice necesare formării unei majorități care să decidă care va fi componența noii conduceri, dar și șeful Comisiei Europene, a declarat europarlamentarul hunedorean Iuliu Winkler în cadrul unei conferințe de presă susținută la DEVA. Potrivit acestuia, Partidul Popular European, din care face parte și UDMR, își dorește un nou mandat pentru Ursula von der Leyen ca șefă a Comisiei Europene. Alegerile au fost câștigate de către Partidul Popular European. Noi am câștigat și mandate suplimentare. Este clar că suntem cea mai puternică forță din Parlamentul European. Pe locul 2, cu o distanță destul de mare, chiar considerabilă, urmează Socialiștii Europeni și apoi, cu o pierdere importantă, urmează grupul Renew Europe al președintelui Macron, fostul grup liberal, care a înregistrat o scădere destul de drastică. Toate acestea înseamnă că probabil că această majoritate poate să continue, este o majoritate pro-europeană, ea s-ar putea să fie suficientă pentru a alege președintele Parlamentului European și ne dorim noi, Partidul Popular European, să dăm președintele Parlamentului European, dar această majoritate s-ar putea să nu fie suficientă pentru alegerea următorului președinte al Comisiei Europene. Sigur că prerogativa nominalizării președintelui este cea a Consiliului Uniunii Europene, însă noi, Parlamentul, trebuie să votăm. Și atunci va trebui probabil să se găsească niște voturi suplimentare, fie pe stânga, fie pe dreapta eșichierului politic, pentru că în situația în care Ursula von der Leyen, candidatul PPE, va intra ca și candidat pentru un mandat următor, susținerea ei nu este totală în niciunul dintre cele trei grupuri de care tocmai am vorbit, așa că trebuie găsită o majoritate care să aleagă noul președinte al Comisiei Europene. Vom avea situații care se răstoarnă zilnic. Este foarte clar, de acum, în următoarele 3 săptămâni, grupurile politice se vor constitui și apoi, sigur că în paralel cu aceasta, se vor face negocieri simultane pentru absolut toate funcțiile importante. Noi, Partidul Popular European, ne dorim, după cum am spus, funcția de președinte al Parlamentului European și, evident, funcția de președinte al noii Comisii Europene. Liderii Uniunii Europene s-au reunit astăzi la Bruxelles pentru a discuta inclusiv despre viitorul președinte al Comisiei Europene, președintele Consiliului European și șeful politicii externe.